Și a venit momentul să schimbi ușile din interior. Motivele sunt nenumărate. Am să te ajut eu. De exemplu, cum aleg ușa potrivită sau cum fixez corect tocul în perete. Se poate doar în dibluri sau trebuie să pun și spumă. Ușa comandată este mai îngustă decât spațiul de gol. Ce fac într-o astfel de situație? Păi ai venit fix unde trebuie. Eu sunt Tiberiu Costianu și în acest episod din Liga Specialiștilor Mathouse îți arătăm cum se montează corect o ușă pentru interior. Apoi, alături de reprezentantul unui producător de uși, îți răspundem în detaliu la cel puțin 30 de întrebări legate de utilizarea, întreținerea sau alegerea ușilor. În Liga Specialiștilor ne propunem să-ți răspundem la cât mai multe întrebări despre materialele pentru construit, reparat sau amenajat pe care le găsești la Mathouse. Nu uita să ne dai un share, like și subscribe pentru a rămâne conectat la canalul nostru de YouTube. Tot de aici poți afla din timp când facem campanii de reduceri la materiale sau când publicăm cele mai noi episoade de podcast. Indicator dificultate. Ușor. Durată lucrare. Aproximativ 45 de minute. Persoane necesare. Una sau maxim două persoane. Lista materialelor necesare. Pachet ușă plus toc plus feronerie. Tub cu spumă poliuretanică. Mâner. Banda adezivă pentru mascare. Scule și unelte. Creion. Metru pentru zidărie. Echer, nivelă cu bule, pene de fixare toc, ciocan de cauciuc, cutter, fierăstrău circular, mașină de găurit, dispozitiv de tensionare. Echipament de protecție recomandat. Mănuși și ochelari pentru protecție. Cum se alege o ușă pentru interior? Înainte să comanzi ușile, mai întâi asigură-te că știi dimensiunile corecte. În cazul în care trebuie să înlocuiești ușile vechi, faci o măsurătoare orientativă și după demontarea lor, dacă este cazul, le aduci la nivelul golului de zidărie standard al ușilor alese. Pentru locuințele noi, îți recomandăm ca golul de zidărie să fie standard în conformitate cu dimensiunile ușilor alese de tine. Dimensiunile sunt disponibile fie în catalogul producătorului sau la reprezentanții de vânzări. Dacă golurile nu sunt conforme cu cerințele producătorului, va trebui să modifici golul de zidărie pentru a se încadra în dimensiunile standard ale ușilor alese. Fiecare producător are stabilit foarte clar dimensiunea golului de zidărie, care include cadrul exterior al tocului de ușă plus un gol de 1-2 cm de jur împrejur. În cazul nostru vom monta o ușă care are dimensiunea exterioară de 866 de mm, iar golul minim recomandat de producător pentru montaj este de 890 de mm. La fel și cu grosimea peretelui. Am ales un toc reglabil cu dimensiunea de 140 de mm pentru a îmbrăca peretele. În general, tocurile reglabile pot acoperi goluri de perete, oferindu-ți posibilitatea de ajustare a lățimii într-un interval de minus 10 plus 20 de mm în funcție de producător. Alegerea sensului de deschidere a ușii. Atunci când vei cumpăra ușa, va trebui să precizezi dacă are deschidere pe stânga sau pe dreapta. Prin urmare, este necesar să alegi sensul în care se va deschide viitoarea ușă în funcție de locul ei în casă, astfel încât să nu deranjeze. Iată ce trebuie să reții. Verifică atent felul în care ți se va deschide ușa și fă-ți o schiță. Ce va trebui să conțină schița ta? Pe lângă destinația camerei, așa cum o denumești tu, fie că este dormitor, bucătărie sau baie, și alte detalii care te vor ajuta, de exemplu, ușă, model, 7, culoarea, nuc, cu geam sau fără geam, în funcție de cum găsești denumirile în catalogul producătorului. Apoi, mai important, în schița respectivă este să-ți desenezi felul în care ți se va deschide ușa. De ce îți spun asta? Pentru că este cea mai frecventă greșeală întâlnită în acest domeniu. Îți alegi o ușă cu deschidere stânga, iar ea acasă ți se deschide invers pe partea dreaptă. Sunt două standarde de deschidere a ușii. În mod normal, standardul românesc sau standardul tâmplarului spune că mâna cu care deschizi ușa îți va da deschiderea. De exemplu, dacă eu deschid o ușă cu mâna stângă împingând-o spre interior, este o ușă de stânga. Celălalt standard care este folosit de producătorii din Germania, din Austria, din Ungaria și așa mai departe, este tocmai invers. Nu vreau să-ți încarc prea mult memoria, de aceea este foarte important cu această schiță în care ai trecute detaliile de mai devreme, să te prezinți la unul din reprezentanții de vânzări sau să mergi în magazin.
cum depozitezi ușa înainte de montaj. Depozitarea ușii și a tocurilor înainte de montaj se face pe orizontală, pe o suprafață plană, uscată și netedă. Este foarte important ca ușile și tocurile să fie depozitate în viitorul loc unde vor fi montate. Temperatura din camera în care trebuie să o depozitezi poate să fie cuprinsă între 3 și 40 de grade Celsius, iar umiditatea între 30 și 80%. Pentru a minimiza riscul apariției zgârieturilor, îți recomand să îndepărtezi folia protectoare a ușii după terminarea montajului. Este foarte important atunci când îți cumperi o ușă, dacă ți se livrează acasă, în momentul livrării, să le inspectezi cu atenție. Dacă mergi și o ridici singur ușa dintr-un magazin, trebuie să fii foarte atent la transport. Știu că vedem în fiecare zi oameni care pun o foaie de ușă sus peste portbagaj, o leagă cu sfor și așa mai departe. Nu-ți recomandăm să faci asta pentru că riști să ajungi cu ea direct defectă. Când se montează ușile interioare? Îți recomand să faci montajul ușilor la interior după ce toate finisajele din locuință sunt gata. Gresie, faianță, parchet, vopsea, lavabilă, absolut tot a fost făcut. O recomandare personală ar fi că poți să montezi ușile chiar după ce ai montat mobila. De ce? Odată, golul de zidărie este mai lat cu vreo 5 cm față de golul prin care tu vei trece cu o ușă montată, iar în al doilea rând îți protejezi ușile de eventualele lovituri atunci când manipulezi mobila prin golul de zidărie. Este foarte important ca înaintea montării tocului, tencuiala să fie uscată pentru ca tocul să nu se umfle din cauza umezelii din pereți încă neuscați. Ce faci dacă ai o ușă mai înaltă decât spațiul gol din zid? Fiecare producător îți permite să tai din toc și din ușă fără a afecta stabilitatea dimensională, durabilitatea sau garanția. În mod normal se pot tăia între 1 și 3 cm. Verifică la fiecare producător în parte această informație și dacă ea lipsește, înseamnă că trebuie să comanzi ușa tipice. Dar despre ce înseamnă ușa tipică, află mai multe detalii în partea a doua a clipului în care discutăm cu un producător de uși. Ai o ușă mai lată sau mai îngustă decât golul de zidărie? Din păcate nu poți să tai din lățimea ușii la montaj. Iar în acest caz va trebui să comanzi o ușă atipică. Sau dacă există posibilitatea lățirii golului de zidărie, ai scăpat de o serie de cheltuieli suplimentare. Pasul 1. Măsurarea golului de ușă. Măsoară în minimum 3 puncte grosimea, lățimea și înălțimea peretelui unde va fi montată ușa. Notează și ține cont de valorile maxime ale fiecărei măsurători. Pasul 2. Verificarea și asamblarea tocului. Îndepărtează cu atenție ambalajul în care ușa și tocul au fost livrate, fără a utiliza cutterul sau cuțitul pentru a evita zgârierea pieselor. Verifică dacă dimensiunea ușii și a tocului corespunde cu măsurătorile luate în pasul 1. Asigură-te că în pachet sunt toate accesoriile necesare montajului, iar piesele livrate nu prezintă defecte. În caz contrar, se pot schimba, fără probleme, la producător. Dacă tocul nu corespunde dimensiunilor, îl poți ajusta conform măsurătorilor prin tăierea surplusului de material cu fierăstrăul circular. Asigură-te că tăierea este perfect dreaptă pentru a se îmbina cu partea de sus a tocului. Prinde în holșuruburi toate piesele, astfel încât să fie perfect îmbinate și drepte.
pasul 3. Fixarea în perete a tocului ușii. Potrivește tocul asamblat în golul ușii. Fixează-l prin introducerea în colțurea unor pene din lemn și verifică dacă stă în boloboc, așa cum se spune în termeni populari. Dacă nu este drept, ajustează-l din aproape în aproape. Apoi, cu un ciocan din cauciuc, fixează penele din colțurile tocului. Mai fă o verificare pentru a te asigura că tocul a rămas drept după fixarea penelor. Pasul 4. Montarea balamalelor. Montarea balamalelor este un proces simplu și rapid. Toate accesoriile, inclusiv holșuruburile, se regăsesc în pachetul livrat împreună cu ușa. Așează balamaua în locașul din tocul ușii și asigură-te că este bine prins în holșuruburi. Același procedeu se aplică și în cazul balamalelor pe care le vei prinde pe ușă. Montarea feroneriei este un proces la fel de simplu. Introdu broasca în golul din ușă și fixează-o în cele două holșuruburi. Marea majoritate a producătorilor pun o broască cu o limbă denumită popular acest mecanism, reversibilă. În cazul nostru există un șurub care deblochează limba respectivă. Limba se scoate foarte ușor, în cazul nostru, și se întoarce. Sunt diverse mecanisme dezvoltate de producătorii de broaște, cu o schimbare a sensului stânga-dreapta foarte simplu. Se montează șurubul înapoi și broasca este gata. Pasul 5. Fixarea finală a tocului. Fixează tocul cu dispozitivul de tensionare pentru a rămâne nemișcat după aplicarea tubului de spumă poliuretanică în golul rămas. După ce spuma s-a întărit, poți trece la montarea pervazului pentru toc.